家的啦，马上。Ați reprezentat autoritatea română la un eveniment care marchează o revoluție a maghiară. Acum spate, doamne. Am dat citire mesajului transmis de către premierul României, domnul Ciprian Ponta. De asemenea, s-a demonstrat încă o dată că Aradu, prin cetățenii săi, știe să fie un oraș civilizat, să se comporte în condiții europene, fiindcă la urmă urmei suntem europeni. Eu cred că am demonstrat acest lucru. În fiecare an, după 1990, și în Arad, sărbătorim ziua 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni. Pentru noi este o însemnitate privind faptul că în această zi s-a declanșat revoluția la Budapesta, revoluția pașoptistă care a plecat din Paris, Viena, cum am spus, Budapesta și, bineînțeles, după aceea a ajuns și la Iași și la București. Idealul revoluției, respectiv libertate, egalitate și fraternitate sunt actuale și astăzi. Noi am dorit ca prin demersurile pe care face UDMR-ul să asigurăm pentru comunitatea maghiară din județul Arad și din municipiul Arad menținerea identității și în ceea ce privește anii și generațiile următoare. Sărbătoarea de astăzi vine într-un context oarecum tensionat între cele două țări la nivel diplomatic. Totuși, astăzi aici a fost o sărbătoare europeană. Da, în Parcul Reconcilierii din Arad, care este dedicat reconcilierii române maghiare, considerăm că și manifestația de astăzi, 15 martie, s-a derulat așa cum trebuie să fie într-o Europa comună, în care suntem împreună și avem aceeași idealuri. Az aradi református egyházmegye nevében nagy tiszteletű Módi József esperes és Szabó Attila presbiter köszönjük. Jó, kit kell elmondani, csak úgy szedezz, ez fák videó. Da. Oké. Okay. Kölcsei Egyesület nevében Jankó András elnök és Berec Gábor titkár köszönjük. Magyar Gazdák Egyesülete nevében Kocsik József elnök és Pír József köszönjük. Az RMDS Szalad megyei szervezete nevében Bognár Leventár elnök. A Szabadságszoba Egyesület nevében Király András elnök, Cisztert Kálmán elnökségi tag. Magyarország kolozsvári főkonzulátusa nevében Vitai Levente főkonzul.
să scoată mâine din buchină. În numele Consiliului Județean Arad, domnul Adrian Florin Sola, vicepreședinte. Kőzmiske polgármesteri hivatal nevében Ász Tibor polgármester és Csuka Jován alpolgármester. Kisiratosi polgármesteri hivatal nevében Almás Vince polgármester. Liberális Párt Arad megyei szervezete nevében Sirik György és Máriusz Forintos úr. Nagyszintek polgármester hivatal nevében Erdős Bálint polgármester. Ön mellepinoliai Arad, Domnul viceprimar Levente Bognár. Descoperiți! Köszönjük szépen, hogy itt voltak.